Tragedie în lumea medicală din România. Lumea medicală din România este profund îndurerată de moartea lui Dan Roman, vineri, primul medic coordonator al UPU Smurt din Maramureș. Dan Roman a fost unul dintre cei mai respectați și iubiți medici din județul Maramureș, fiind apreciat atât de colegii săi, cât și de pacienții pe care i-a salvat de-a lungul carierei. El a condus timp de 20 de ani UPU Smurt la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, secție deschisă pe 8 ianuarie 2010, colegii săi își. Amintesc și acum cum, în timpul ceremoniei de inaugurare din fața prefecturii Mureș, Dan Roman și echipa sa de paramedici Smurt au intervenit rapid la un grav accident rutier în Cavnic. În acel moment, medicul Roman și echipa sa au reușit să salveze 9 persoane rănite, după ce o autoutilitară a părăsit carosabilul și a aterizat pe acoperișul unei clădiri. Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe familiei!